Trecut deja de miezul nopții, 7 octombrie 2021, surprize la tine acasă, vine astăzi în fața unei domnițe frumoase ce face o frumoasă vârstă de 18 anișori. Valerie din satul Călugăr, raionul Fălești, este astăzi omageata noastră și noi desigur venim aici din partea oamenilor dragi care o iubesc enorm de mult. Mămica, bunica, frații, nenetică, care astăzi se adună frumos într-o surpriză frumoasă pe intermediul nostru și ne cheamă chiar la miez de noapte să fim noi printre cei primii care îi spunem din suflet la mulți ani și nu doar că îi spunem la mulți ani, dar din suflet o să-i cântăm împreună cu cei pe care îi găsim, probabil sau nu, vedem împreună cu dumneavoastră, lângă cea omageată, lângă Valerica. Haideți, dragi, nu știu. La mulți ani să trăiți, fieți viața numai lumină, ca în lumină să viețuiești, pentru credință și fericire. Valerica, la mulți ani să ne trăiești, mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiești, fericită să trăiești, mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiești, mulți ani și să înflorești ca o floare. Noi îți salutăm cu drag. Surpriză la tine acasă, Olesa Palari, pe chiar la miez de noapte, doar că cineva ne-a rugat să lăsăm ora 12 cu Ivan și noi am amânat cumva venirea noastră cu jumătate de ori mai târziu. Venim din partea unor oameni dragi, îți dai seama. Oameni care te iubesc foarte mult, oameni care vor și ei să se numere printre cei primii care să te felicite, dar cu siguranță sunt primii în sufletul tău care te iubesc foarte mult. Uite, cred că sunt niște indicii puternice, ceea ce nu ar trebui să-ți dau, dar vreau să ți le dau, că sunt oameni dragi sufletului tău. Sunt oameni care ne-au rugat din suflet să-ți cântăm la mulți ani, la miez de noapte și să-ți aducem daruri frumoase astăzi când cea de 18 floare completează buchetul vieții tale. Vreau din suflet să te întreb dacă intuiești, dar eu cunosc ochii tăi, tu deja intuiești din partea cui venim noi. Vreau să ne spui și nouă. De partea mamă. Așa, și mai ai lor mamă. Așa. 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 Uite, ai spus că parcă ai citit lista mamei. Așa. Valerica, scumpa, noi din suflet vrem să-ți înmânăm daruri frumoase. Să primești la sufletul tău cele mai frumoase emoții care poate să existe nu doar azi, dar să dea bunul Dumnezeu să existe în viața ta de om de la acești 18 și mai mult decât au existat până acum. Eu să-ți mândră darurile după care o să-ți transmit și cuvintele de felicitare care vin chiar din adâncul sufletului fiecărui omuleț pe care tu cu curița ta l-ai pronunțat și eu știu sigur și întuiesc că fiecare din ei are un loc special în sufletul tău. La mulți ani! Dacă azi la 18 să fie aceste cifre azi așa ca un salut pentru tine, să-i privești, să știi că sunt deja ai tăi, împliniți, cu acte în regulă și din suflet mămica, ea a insistat foarte mult, să existe și baloane. Baloanele de obicei zicem noi că oferim copiii, ceea ce eu total nu sunt de acord cu așa cuvinte. Eu iubesc baloane să ofer și copiilor, și femeilor, și bărbaților, indiferent de vârstă. Încă baloanele pentru mine simbolizează vârstă frumoasă, simbolizează sărbătoare. Pentru mine baloanele simbolizează, în genere mai ales când le lăsăm să zboare în sus, spunem că să dea bunul Dumnezeu ca tot negativul, ca tot ghinionul, ca tot răul din viața ta, uite să zboare sus. Și să înalțe spre cer doar bucurie, doar credință, doar putere în ziua de mâine, doar fericirea pură de om. Și toate visele tale care ți le pui în sufletul tău, care sunt în fața ta, să se realizeze. Drag din partea noastră și aceste cifre frumoase. Și uite, mai păstrăm noi o tradiție frumoasă. De obicei, albume de fotografie acum în preseta. Nu prea obișnuim să cumpărăm, din ce cauză? Că au ieșit tehnologie, au ieșit telefoane performante, au ieșit computatoarele, sticurile care păstrează toate amintirile.
Dar ce poate fi mai frumos ca într-o zi să stai cu oamenii dragi și să devine amintiri? Amintiri începând din copilărie până în coace. Să te uiți atunci când ai fost micuță și acum când ești mare și frumoasă. Și atâta spațiu mai este în acest album ca spre finalul lui să adaugi și fotografiile tale când vei fi la 70-80. Ia bunul Dumnezeu și o să-mi ajungi sănătate. Însă până atunci ai o cale atât de lungă și frumoasă. Ai atâtea uși să te deschizi. Ai atâtea vise să realizezi. Ai atâtea lucruri frumoase să faci ca înaintea ta de a ajunge tu la 70-80 să ajungă mamica ta. Și uite, atunci uitându-se în spate, să simtă că este un om fericit în viața asta. Că a născut un suflet de om frumos. Că a educat frumos. Că a dat pe lumea asta o ființă dragă și nu degeaba a numit-o cu un nume frumos. Nu degeaba te-a crescut și te-a ținut pe pază, zic eu, ca pe o adevărată prințesă. Pentru că nu este pentru mamica ta nimic mai scump decât copii. Dar atâta timp cât știu că ești o fetiță între doi băieței, cu siguranță te-ai simțit toată viața prințesa mamei. Și nu a avut acest suflet de mamă mai important decât voi, decât bucuria voastră, fericirea voastră și dorința ei enormă, pot să-ți confirm cu toată încrederea, de a ajunge acasă, să fie la ziua ta. Deci acest, eu să-l numesc așa, un album de amintiri. Album de fotografii, zic eu, s-a întâmplat cândva. Acesta este un album de amintiri care tu să-l completezi cu dragul de parte. Sper pentru tine. În primul rând să fii sănătoasă, să-ți dea bunul Dumnezeu, putere, credință, răbdare, să realizezi tot ce ți-ai să-mi plac. Și mi-aduc aminte și eu în mei 18, când ziceam, poate să-mi 18 ani, îți pot să fac tot. Și atunci nu o să mă mai cicălească, poate mama, poate tata, așa auzeam eu cumva. Uite, crede-mă că o să vină o vreme când ai să te rogi să ai înapoi ce ai mișori micuți și să o ai alături pe mama și tata și să te cicălească. Căci de acum încolo, cu siguranță, dacă se deschid și multe uși frumoase, se deschid și foarte multe responsabilități. Responsabilități care tu ți le iai conștient în mânuțele tale, dar fii sigur că în spatele tău întotdeauna o să fie aripile care te poartă așa pe sus. Și aceasta este mama, aceasta este bunica și aceștia sunt frații tăi și oamenii dragi care te iubesc. Savurează de atenția lor, savurează de prezența lor și savurează că în viața asta ești un om atât de fericit care e mama, care te iubește, care își pune toată speranța în voi și nu vrea altceva decât să vă vadă sănătoși, ridicați, fericiți și să-i fiți întotdeauna și sprijin și alinare și bucurie și tot ce își poate dori această mamă în viață. Și chiar acum o să o rog să vină să o îmbrățișeze, să vă văd sărtându-vă frumos. Asta de bucurie. Aveți o fată frumoasă, aveți o fată extraordinară, care deja ești mai înătuță decât dumneavoastră din acel bob foarte micuț, care l-ați născut și l-ați udat cu diferite lacrimi și bucurii și de greutăți și cele care au crescut la căpătâi și cele care au văzut-o crescând cumva prin telefon, prin aceste tehnologii, din păcate, pentru că ați vrut să le feriți tot ce își poate dori un copil, să nu le lipsească nimic. Și acum cred că ne vedeți mari și frumoși, iar ei când vă văd pe dumneavoastră lângă ei, atât de frumoasă, atât de tânără, atât de bravă, uitându-le în ce gospodărie frumoasă am intrat, ne dăm seama că acest chip frumos de om a muncit o viață întreagă și muncește pentru voi, ca voi să fiți cei mai minunați. Seară frumoasă, o zi minunată, să ai un start așa frumos, cu surprize, în continuare, măcar până la ciclul la bătut de ora 12, după care deja odihnește. Dar până atunci ești să vorează din tot. Dacă ai să le spui ceva celor dragi care nu sunt aici, drag, cu siguranță cred că ei așteaptă ceva din partea ta. Vreau să îmi mulțumesc tuturor că au contribuit la creșterea mea. Au fost mereu alături. Și îi vezi toți. Fii sănătoasă. Fii sănătoasă și o sărbătoare cât mai minunată. Și dumneavoastră la fel. Să plângeți doar de bucurie. Dacă ați mai plâns de tristețe, uitați-le. Luați-le ca o experiență a vieții, iar noi cei mai tineri mergem și noi. Știți cum, având-vă exemplu pe voi, cei mai puternici care ați reușit toate și noi urmărindu-vă, ne dăm bine seama că se poate. Se poate pentru ei. Cei care acum sunt așa și pe următoarea ne mândrim cu ei. Sărbătoare frumoasă!
ajuns un om.